Bine v-am găsit, oameni faini, la un nou episod din seara noastră pe Low Life SMP. În episodul anterior am făcut această căsuță de pescar și m-am schimbat în hăinuțele astea. Lăsați un comentariu cum vi se pare skinul și acum o să îmi pun înapoi armura și mergem până la vecinul nostru Colpir. Pentru că și-a făcut o casă nouă, vreau să văd cum arată și mi-a tot spus el când a venit pe la mine că are nevoie de așa un anvil ca să-și repare pickaxe-ul de diamant. Deci o să-i facem... Nu unul cadou, dar o să-l pun acolo să-l folosească. Mi-am aranjat puțin și chesturile off-camera. Ia uite ce frumos arată totul. Am o grămadă de lână, abia aștept să mă scap de ea. Și am pregătit niște schele, de fapt materiale pentru schele, ca să îi le dăm lui Colpir cadou. Schelei pot da cadou, anvilul ăsta cam scârție, parcă exact cum am zis, nu vreau să-l dau. O să-mi păstrez mie 48 de bucăți, 3 stack-uri dau lui. Cioc, cioc! Bă! Cioc, cioc, sonerie cioc, cu cucam. Cioc, cioc, salut. Cioc, cioc, salut, okay. Salut, bă, stai. Mamă, ți-am dat cu toporul, scuze. Da, nu da cu toporul, bre, înțeleg că am armură pe mine, dar totuși. Lucram aici în casă cu toporul și am uitat să-l scot din mână, îmi pare rău. E ok, e ok, înțeleg, Colpir, mamă, ce frumos arată pe aici, urcăm și la etaj. Fii atent. Pe aici se urcă la etaj. Ce? Acum nu se urcă pe acolo la etaj, cine ți-o zice că pe acolo se urcă la etaj? Pe aici se urcă la etaj. Asta e nou lift din Minecraft. Da, nou lift. Bine, gata, hai să le iau înapoi. Și mie din alea? Nu, nu-ți dau și ție. Am venit aici numai ca să mă uit și să plec. Pa. Vezi că n-am terminat scările. Da, da, mi-am dat seama că am văzut. Bă, da. Am și beci. Vrei să vii în beci? Oh, da, mă prime. Oh, ce facem în beci, Colpir? Nimic, gol. Ok, mă gândeam că ai butoaie de vin. Aoleu, unde e vinul, Colpire? Încă mă chem un beci fără vin? Încă nu, n-am avut timp. N-ai avut timp, dar strugurii s-o culesc, trebuie să aștept până la anul. Ce zici de casa mea, frate? Colpir, îmi place cum arată. Bun. Aș vrea să pot să o văd de la distanță, dar n-am elitra, așa că... De jos, știi cum sunt clopurile alea vechi din filmele alea cu țărani, cu astea? Mai știi? Să înțeleg că nu se vede prea bine. Da, da, de jos se vede numai clopul. De jos muntele are clop. Poate nu a fost o idee așa de bună. Bine, de acolo, de la mine, de acasă, cred că se vede ok. De m-am uitat acolo, de pe la baza muntelui. Da. Well, asta este. Deja am făcut-o, nu mai mult. Da, deja ai făcut-o. Și Colpire, am înțeles că ai diamante, nu? Ceva de genul, așa? Am câteva pentru mine, da, de ce? Că, uite, bam! Wow! Poți să-ți repar pickaxe-ul, că te-ai plâns că vrei să-ți repar pickaxe-ul. Da, uite. Ce zici, merită două diamante să-mi repar un pickaxe cu eficiență 4 și Fortune 3? Fortune 3, normal că merită, că o să faci o tonă de diamante cu el, îți dai seama. Corect, bun atunci. Am făcut-o. Făcut. Cu plăcere. I did it. Așa. Vecine. Mulțumesc foarte frumos. Și? Ești un vecin foarte drăguț. Pentru că știam că tu folosești scaffolding-uri. Da, după ce am terminat casa. Da, o să mai construiești, nu? O să mai construiești, o să mai ai nevoie de ele. Clar, nu? Clar. Vreau, normal. Bun, că vreau. Vrei? Ia, eu sunt de la constructor mine adevărat, tine. Frate, nu ca Dani BH. Da, sau nici nu se vede. Vezi, asta e partea bună, că tu te-ai pus aici și nu se vede chestia. Păi de asta m-am mutat, să nu mai văd prostia aia de da, construcția. Da, nu vezi chestia aia, da. Uite, vezi biserica exact. Ai biserica lui Adin. Luganicus. Da, biserica lui Luganicus. Și mai vezi cabana lui Luca. Da, nu știu, nu e cel mai bun view. Băi, măcar ai pescăria lui Blue. O să ai și o tavernă lângă, o să ai și o barcă, o să... Faci și tu taverna în fața lui ca să nu mai... Stai că... Mai pui și doi copaci. Ar trebui să pun păstă, știi? Fac taverna păstă ca să nu se vadă și... Bă, cum ar fi să fac un deal? Dar transformă-i cabana lui transformă-o în tavernă. Vorbești cu el și zici că... Băi, nu, eu ce voiam să fac acum? Voiam să fac un deal să se vadă numai fața, știi? Și să pară că e un hobbit hole. Băi, dar chiar... Bă, alu Dani ar merge ca prank. Da. Că alu Dani e și acolo mult. Pusă dacă te uiți. Cam mult de muncă acolo, ce e cu tine, Blue? Bă, decât la Luca, pare mai puțin de muncă la Dani, sincer.
Da, good luck with your prank. Eu nu o să mă bag. Băi, da, nici eu momentan, dar poate pe viitor. Dacă vrei, uite, am ceva dirt pentru tine, dacă vrei. Da, nu, fără 2-3 double chest-uri nu m-aș băga. Exact, asta zic și eu. Oricum trebuie să mai dărâm și partea asta de deal. Da, trebuie să o dărâm pe toată, nu? E, aproximativ. A, dar chiar că tu ai satul aici lângă, nu? Da, uite, ai satul. Da. Ce tare. Ar fi interesant să aduc sătenii aici la mine. Să-i aduci sus aici pe clop să facă party, nu? A, e, deci da. Tu de-aia ai făcut pivniță. Pivnița ai? Am înțeles. Eu știu ce fac villager în pivniță. Nu, nu, că tu ți-ai făcut pivniță pentru villager, da, să-i okay. pui să... Nu mai, nu mai să zi muncească, îi sclavesc. Da, 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 să muncească unul pe altul. Înțeles. Faci săritura asta? Ce săritură? Asta o faci de aici acolo. Da, cum să nu, bam. Hai și tu, ah, hai. Shit, man. Hai și tu. Am făcut... Hai și tu. Nu, că o să mor. Nu, uite, stai la distanță. Sari. Mai departe. La distanță. Jesus Christ. Da. Ai luat numai o inimă jumate. Vai. Da, de unde ești tu? Cam sări și eu după. Logic. Bun, Colpire, o să-mi iau și eu de mâncare, dacă tot ți-am dat chestii. Mulțumesc pentru Anvil, mulțumesc pentru N-ai pentru ce, n-ai chestiile. Pentru ce. Unde era intrare aici? Că... Presimt că o să-mi ceri multe mai încolo, după câte mi-ai oferit. Nu neapărat, dar măcar să știi să ne alem împotriva lui Dani când vrea să mă bată pe mine să... Împotriva crești. Oricui. Așa, așa, perfect, ăla-i suntem. suntem aici, ne ajutăm. Ieși de aici. Okay. Dar, man, nu-mi bate oile, te rog. Ieși de aici. Bă, lasă-mă oaia, mă. Da, bă, lasă-mă oaia, mă. Dar ce să caute aici oaia? Dar e un animal, are și ea suflet. Și lână. Lână să vinde pe bani. Deci, practic, are bani și suflet. Da, ar trebui să o aduc înapoi. Ai un lead? N-ai da, am două liduri acasă, dar stau la mele în el. Ah, am înțeles de unde le ai tu acele două liduri. Și n-am omorât pe nimeni pentru ele, da? Doar un wandering trader, dar nu trebuie să știe oamenii. Ia uite-o pe asta. Da, ok, ok. E târziu vecine, uite, se întunecă, mă duc și eu acasă că trebuie să dau de mâncare la animale. Du-i să iau un somon ceva și pentru mine. Ok, seară plăcută, pa, pa. Mamă, nu poți să ieși din fermă. Blush, man, ai geamuri la asta? Are geamuri, mă? Man, ce faci aici? Ce ai cu ferma, am man? Și eu. Am intrat și eu, că am văzut că pusă-și pe aici poartă și am să vin și eu un pic prin asta. Păi tu mergi direct ce să bă, tu vii direct la furată din grădină, mă. Zi, mă, că-ți dau eu pâine nu, dacă vrei, mă, dar nu mai să lasă grădină, cropurile mă. În pace. Iartă-mă, mă, dar n-am vrut. Așa. Dar n-am vrut, dar am făcut. Îmi aranjam și oaitemele liniștit pe acolo ta, și da, eu-s pescar în cazul în care... Mamă, puneți bă armura înapoi, bă, că ești urât rău de tot. Eu-s urâtă, zice el cu costumul lui de pisică. Da, și mă, cu uite, eu sunt frumos foc, vezi ce bandana. Da, mai ales cu bandana aia, zici că mergi la alergat. Vezi că e bandana Nike. Hai, alergă de aici, mai e 3 km. Da, ce? Asta e casa ta? Da, asta e căsuța mea. Așa pe apă? Păi da, mai ales pescare, e casă pe apă, îmi fac și barcă mai târziu. Și poți să intru, nu? Da, poți să intri, dar lasă-mi chesturile în pace, dar poți să intri, uite, acolo, du-te încolo, acolo, aia e direcția. Dacă am văzut bambus, vreau și un pic de bambus, așa, mersi. Da, du-te încolo și mai... Păi numai încolo ai, gen pe aici, noi, atâta, asta e casa ta, toată casa ta. Păi da, man, ce vrei mai mult de atât, e o căsuță de pescar, man. Tu crezi că pescarii au bani? Bă, n-ai un pat unde, ia uite și tu ce-a făcut casă și doarme afară să mă bată. Da, man, ce? Uite, dude, în partea aia îi a pusul. Deci eu dorm direct la pus, ești nebun? Ce priveliște mai șmecheră vrei de atât? Bă, nebunule, e noiembrie, vine decembrie, vine martie cu zăpezi. Unde vezi tu zăpadă, ia zi? Unde vezi tu zăpadă? Nici măcar colpi... Păi lasă că... Man, nici măcar pe deci... clopul lui Colpil nu-i zăpadă. Păi lasă-mă că momentan a venit doar frigul. Da, să știi că o să vină și zăpada. Și când vine zăpada, tu ce faci? Unde te bagi? Păi când vine zăpada, eu o să am încă o casă mai mare, mai șmecheră. E totul pregătit, e totul gândit. A, îți faci altă casă atunci, am înțeles. Da, ești șmecher. Păi asta e numai așa de pescar, să mai stau și eu să pescuiesc, să prind un pește, să mai înot așa, știi cât e călduț. Asta e casa de vară. Ma, stai așa un pic, am văzut aici o neregulă, dacă îmi permiți. Ce neregulă vrei? Opa. Dar era bine, mă, cum le-am pus.
Fânul... A, nu, stai că n-am vrut să-l pun. Voiam să zic că fânul se ia, se mănâncă, nu se pune pe acoperiș. Man, man, the fuck are you doing? Man! Ți-am luat un pic... Aoleo, și să nu ți-e spânzul acum. Ieși afară. Au, gata, nu mai da. Mai da, că nu mai fac, promit, nu mai fac. No, și am trebuit să-mi pun eu fân de la mine aici. Aoleo. Stai, ăsta a fost tot. Hai, gata, că e ca nou, uite, vezi. Stai mai așa să văd dacă ăsta a fost tot. Nu, mai trebuie un... Aoleo. Nu mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Zi de ce ai venit, hai, zi. Că suntem noi prieteni. De ce am venit? Păi am venit așa în cunoaștere, că am văzut de la mine, de pe balcon, că ți-ai făcut o casă. Aoleo. Nu știu dacă tu ai făcut-o sau era casa al cuiva, dar de fapt era casa ta. De fapt, trebuia să mă aștept, că e cam urât așa, cred că... Na, știu că ai făcut-o dacă e cam urât. Man, asta e urâtă, man. Bine, ok, nu, asta chiar e dacă ne uităm... Hai să nu intrăm în calcule cu Luca, okay. Că dacă ne uităm fără să ne uităm la Luca... Că dacă ne uităm la Luca, cred că are pe minus. Minus infinit e casa, păi, lui. Aia zic și eu, dacă asta e urâtă, te rog frumos. Nu, nu mai. Da, e ok, mă, e bine. Poți să hai pleci până nu mai furi mai mult de atât? Mai vreau să mai zic ceva. Singurul lucru care nu-mi place și a tipatul ăsta care... Dar o să mai vină lucrat, man, abia am terminat casa. Eu nu mă duc la tine acasă când o termin, să zic că e neterminată. Mai trebuie să fac și eu interioare, chestii. Ai uitat să faci ceva, avem nevoie de bărcuțe. Bărcuțe, man, dar nu, eu vin cu barca mare direct, nu cu bărcuțe de astea. Da, mersi, apreciez, măcar arată să faci. Da, lasă, păi era pentru mine, nu pentru tine. A. Că voiam să iau barca să mă duc până la mine acasă. Am pentru înțeles mine. Nu crezi că îți dădeam bărți din lemnul meu propriu? Da, dacă tot ești... dacă vrei să-ți fac bărți. Da, dacă tot ești aici așa de curiozitate. Am înțeles de la Colpir că tu ai ceva pichezi din la șmecher cu Fortune 3, cu alea. E taxă. Îl dau cu taxă. Păi da, da, cu taxă, cu alea. Nu, n-ai nevoie de nimic? Îți procur eu tot ce ai nevoie. Lână, mâncare, lemn, d-astea, nu? Bă... Nu prea funcționează așa. Adică eu aș vrea gen pe PIC-ul ăla, gen taxă când vrei să mergi la minat, să-mi dai 10% din ce minezi. Cam aia ar fi treaba. Gen, da, mă, dar eu înțeleg, dar nu vrei nimic altceva momentan, numai diamante, strada. Ba da, vreau... A, tu ai folosit Darkoak aici, bă, așa trebuie să-mi fac și o beciul ăla, o să mă bată, că nu prea am făcut nimic la beciul. Mama, ai Darkoak, sapling-ul. Da, da, stai așa, perfect, exact. Ai? Deci, am și lemn, am și sapling-uri. Ia, fii atent. Lemn, ia, deci, dăm. Îmi dai și tu pickaxe-ul de diamant să-l folosesc la o sesiune și așa. Un lemnuț așa, ajunge 2 stack-uri cu încă 4 puieți cu... Merge. Hai că de la nu ți-au taxă 10%, ți-au 12%, așa mai e lege. Așa, taxă. Mulțumesc, deci nu mi-e taxă deloc și ziceai că vrei niște bambus, uite și niște bambus. Că... ce mai ziceai că trebuie? Mai ziceai că trebuie ceva de pe aici? Bă, da, ok, ale și alea, dar fără taxă la diamante, da. Bă. Dai un pic gata. Trebuie să mai pui un pic de asta așa. Bă, stai, ce mai de acolo? Are și un intake, dar nu le trebuie. Man, dar stai așa, stai, pune înapoi. Pune, am văzut. Un stack de lână tot păstrezi? Ei, vrei să... Dani, vrei să rămâi fără o viață? Vezi că ești cam închis aici. De jungle trebuie ca să... Da, deci rămâne numai lemnul și bambusul, da? Și tot ce am luat și pickaxe fără dobândă. Înapoi. Înapoi. Mai da, gata. Stop joc. Înapoi băloții. Stop joc. Înapoi băloții, înapoi lână. Na, mă, na. Așa. Dă și lână. Așa. Da. Și atunci rămâne numai lemnul și o păstrați păi și atât, dacă altceva nu mai am, că mi-ai dat. Dar pickaxe-ul? Stai așa că... Hai, dar stai așa că... Mai vrei și pickaxe-ul după ce m-ai luat la bătaie, pleacă de aici. Vreau și pickaxe-ul, stai așa. Oi, că oricum nu l-am la mine, trebuie să ți-l dau. Okay, dar deci măcar... pe cât timp mi-l iei, ia zic. Păi ți-l dau înapoi foarte repede, mă duc și am venit. Da? Da, deci nu, adică nu stau. Adică tot nici... azi cum ar veni. De exact, tot astăzi, nici nu o să simți că... Dacă mor și-mi pierd, vezi că facem așa, regulă, ca să vadă oamenii. Ți-l dau înapoi, ți-l fac înapoi dacă mor și-l pierd, da.
Dacă, exact, dacă tu mori cu pickaxe-ul meu, mi-l faci înapoi cum e, eficiență 4 și fortune 3. Exact, pickaxe exact. De diamant, da? Ia uite, și deja plouă, vezi când ai vorbit că eu să mor, că chestii, nu? Ca să n-avem aici discuții după aia. Dacă ai fi tu drăguț, ai putea și să repar, dar n-am pretenția asta, măcar mersi, să mersi. Păi, oricum îl folosesc numai la, astea, cum se numește, numai la diamante. Așa că nu folosesc mult din el. Dani, mulțumesc, mi-a plăcut să fac afaceri cu tine. Discutabil. Bă, și mie mi-a plăcut să fac afaceri cu tine, să știi, e foarte fain. Da, e... aparent o să zic la Colpir că până la urmă ai pus frunze aici. Bun, mersi, na, papa. Dani, ai vizitatori. Ce? Ce om, bă, mă dă afară la vizitatorii lui. Ei, salut, salut, salut. Da, eu o să plec. Vă descurcați voi cu Dani. Dacă mă întrebați pe mine, în momentul ăsta jocului mă bucur că nu trebuie să-i dau lui Dani diamante. Am scăpat mega ieftin. Mai exact i-am dat numai lemnul ăla. Și ia uitați, pickaxe cu fortune 3. Am pregătit multe pickaxe-uri de fier. Am pregătit o sabie pe când se sparge asta. Multe torțe și acum mergem la minat. Pentru că astăzi scopul este să mă fac full diamond. Inițial n-am vrut să intru în Lush Cave-ul ăsta, că mă gândeam că au fost băieții în el. La un moment dat Colpir și Dani au zis că domnule, am venit dintr-un Lush Cave, mamă, îți dăm chestii, dar n-am vrut să cumpăr. Și mi se pare extraordinar, mamă, diamante, dă-le aici, dă-le aici. Și acum, frumos, acum am venit aici, hai să mai cobor un pic și am găsit o tonă de lucruri. Adică, ia uite, deja 20 de diamante, o grămadă de fier, cărbune. Bine, n-am luat tare mult cărbune, ce drept, nici n-o fost. Oh, serios? Serios, câte diamante? Mamă, mai vreau. Mai vreau, deci deja suntem full diamond. Deja avem armură de diamond, însă îmi mai trebuie vreo 12 bucăți. Și unde? Aici erau celelalte? Parcă în partea asta a fost, mai spun prin spate. Tot timpul când găsiți un diamant sau două, mai săpați pe lângă ele, că nu știi niciodată pe unde mai găsești câteva. Eu vreau să mai prim și pe partea asta. Poate mai găsim, ia uite lapisul. Gold, dacă aș mai găsi, ar fi genial. Am găsit deja 60 de bucăți. Deci o să rupem, o să facem rost de o grămadă de mere de aur. Astăzi, cel mai probabil la finalul videoclipului, o să fiu invincibil. Nu o să mai bată absolut nimeni. Partea bună este că acum știu unde se află mina asta, în momentul în care vreau să mai întorc. Oh, creeper, creeper, fugi. Hai să mai alergăm. Nu mă interesează nimic altceva decât diamante în momentul de față. Oh, stai că e și lavă. Prost m-am băgat pe aici. Dar ne descurcăm noi. Foarte mult redstone, o să le iau și pe ăsta pentru că o să am nevoie. Vreau să transform toate fermele pe care le am afară în ferme automate. Mai exact, fermă automată de lână, fermă automată de vaci, fermă automată de găini. Foarte mult fier, îmi place ce văd. Dar până un alta... Aoleo, câți sunt înapoi în cealaltă direcție, nu-i direcția potrivită. Lasă-mă, frate, câți erau acolo, ești nebun? Dar și nu înțeleg niciodată chestia asta. Dacă știți, voi explicați-mi în comentarii. În momentul în care ții scutul și te lovește un gușter de ăsta cu arcul. Adică, man, cum dai prin scut? Eu țineam scutul. Ia uite peste ce era să trec dacă nu luam fierul ăsta de aici. Am luat fierul, mă uitam în sus și bam, diamante acolo. Chiar două, no, ne-am scos și în partea aia văd o geodă. Nu știu dacă merită să mergem să luăm ce e în partea aia, dar vedem noi mai imediat puțin. S-o fi despawnat toți aia? Cred că da. La cum se vede, pare că s-au despawnat toți scheleții de pe aici. Sper să nu mă explodeze fix în spate. Mamă, ați văzut și voi că erau 7 scheleți în partea asta? 7 erau? Nu știu, dacă vreți puteți să numărați voi pe video, dar erau mulți. Asta e concluzia. Vai, ce bine arată diamantele alea. Hai că e bine. Am cobblestone, am. O să urcăm cu cobblestone și trebuie fix lipit de locul ăsta. Am mai găsit niște diamante pe aici oricum și ar trebui să le mai iau și pe astea, da? Deci, hai să vedem noi câte ar fi în total. 39 de diamante deja, mamă, dar stai să nu mă... Ei, pă bune, ia uite, băi, uite cum așteaptă amândoi acolo jos. Băi, ești nesimțit? Așa ai venit? Deci au venit amândoi, au zis, bă, să fim siguri că ăsta nu scapă de aici. Dar eu am arc. Ce nu luate în considerare că eu am arc. Și m-am descurcat cu ei, am făcut rost de 39 de diamante. Pot să mă fac full diamant. Aparent am găsit și un spawner. Dă doamne să fie de scheleți. Ce e ăsta? Păianjen. Ok. Mai bine decât nimic. Discuri, două.
Și, mă, pe bune, era șansă de măr de aur. Era frumos dacă era mărul ăla de aur, dar asta este ce să facem și noi. Două găleți, parcă n-avem nevoie, restul ăsta de la aici. Golden Horse Armor și ce mai lăsăm? Să luăm name tag-ul ăsta, că e destul de rar. Putem să lăsăm săgeți, ar fi o idee bună. După care luăm cărbunele ăsta la noi, luăm redstone-ul și nici nu știu, discul ăsta m-ar interesa. Altceva, ce mai putem să lăsăm de pe aici? Most blocuri avem, pastele țin numai ca să urc, așa că hai să luăm noi două găleți, gunpowder-ul să fie primit și atâta cred. Cred că putem să plecăm, numai să fim atenți pe aici când ieșim să nu dăm direct de un creeper. Că asta mai lipsește, să nu-mi explodeze un creeper în față după ce m-a adunat toate astea. Salut, prietene! Salut, salut! Uai, ce s-o dus! Și din câte pot observa, mai avem o zonă pe aici, dar nu vreau să mă încumet să mă duc. Adică, după cum puteți observa, eu zic că am destule minereuri pentru o sesiune ca lumea de minat. O să mai iau numai ce am mai găsit prin părțile astea, mai exact fierul, goldul, lapisul ăla, redstone-ul și plecăm direct acasă. Nu știu cum sunteți voi în momentul în care mergeți la minat, însă eu am ajuns acasă și-s mai mândru de astea 3 discuri decât de diamantele pe care le-am găsit în sine. Adică diamante mai găsești, dar discurile astea mi se par mega rare. Hai să lăsăm și armura de cal acolo, o să o folosim noi la un moment dat. Name tag-ul parcă vine aici și nu mai uitați-vă cât de gol era înainte acest double chest și cât de plin o să fie acum când punem bam, blocurile astea. Așa, gata, de început, ia uite, mai trebuie să craftăm câteva și trebuie să prăjim tot fierul ăsta, dar înainte de toate vreau să mă fac full diamant și parcă se făcea în felul următor. Una, două, trei, nu? Asta era schema. Pam, 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 ăla, ia uite, ce modul mă simt că știu să fac chestia asta? Nu că ar fi ceva wow, dar măcar știu să fac chestia asta și suntem full diamant. Acum am nevoie de lapis și să mergem să enchantăm. Dar înainte de a face asta, hai să facem și unelte full de diamant ca să fim acolo în rând cu lumea. Bine, nu știu ce au alții, însă din ce l-am văzut pe Daniel n-are full diamant, așa că pot să mă simt mândru. Bam, facem și o lopată, după care mai avem nevoie de un pickaxe și mă gândesc să facem și un hou de diamant. Oare ne trebuie? Cred că nu în momentul de față. Hai să mai facem încă un pickaxe. Și cu următoarele diamante sau să le lăsăm astea lui Dani, că i-am stricat mult din durabilitate. Lăsați-mi un comentariu, oameni faini, ce ziceți? Să-i dăm două diamante lui Dani pentru pickaxe să-l repare, că i-am stricat destul de mult din durabilitate. Sau păstrăm noi toate diamantele cu oricum i-am dat lemn și și-o mai luat el chestii de la mine din bază, de care n-am nici ce-mi vagă idee ce-o luat. Deci efectiv nu știu dacă mi-a luat cărbune, dacă nu, dacă au luat niște baloți, habar n-am. O întrebare foarte bună, așa că lăsați un comentariu dacă să-i dăm câteva diamante sau nu. Și acum, totuși vreau să pun fierul la prăjit, ca să avem și noi niște experiență după ce mergem la enchantat, să facem înapoi level 30 doar din fier și din cupru, de asta am luat și cuprul ăsta, din aur, ca să avem și aurul ăla, eventual având 7 mere o să facem vreo 10 de aur, să fim pregătiți în cazul în care ne ia cineva la bătaie, să avem acolo pregătite merele de aur, să fie tot ok. Deci, suntem la enchant și putem să punem efficiency 4, da, oare putem să punem feather falling? Nu, putem să punem feather falling 2, așa că primul nostru enchant, bam, efficiency 4, am breaking 3, super, fortune ceva, fortune 1, am înțeles, parcă nu m-aș risca, aici avem looting 3, smite 4, knockback 2, ăla-i mă, looting 3 ăla face tot, deci looting 3 ăla îl iubesc, fortune 3, nu cred, cât, no, cine a gățat grindstone-ul aici în copac, iu, uitați-vă la chestia asta, cât noroc să ai, spuneți-mi mie cât noroc să ai, efficiency 4, unbreaking 3, smite 4, knockback 2, looting 3 și acum fortune 3 pe un pickaxe. Mamă, cât de șmecri asta. Hai să facem repede. Hai să facem repede level 30. Să vedem pe buți ce ne dă Depth Strider 3. Mamă, dacă era feather falling, clar îl luam. Așa, o să luăm fortune 3. Mamă, nu cred. Fortune 3, efficiency 4, unbreaking 3. Mamă, am rupt. Am rupt cu enchantul ăsta. Și acum, unbreaking 3. Nimic special, nu, în partea asta efficiency, în partea asta la fel, oricum ne-am dus ca lumea. Dacă facem level 30 din ce mai avem acolo la prăjit, atunci o să mai facem un enchant, dacă nu cred că atât ar fi pe azi. El e Dani, nu face prea multe și-o lăsat ușa deschisă, lasă șeful să intre creeper, să explodeze pe aici, după aia să spună că am făcut-o noi, mi-l și imaginez. Oricum am văzut că din partea asta, ok, o scos el pickaxe-ul. Și o să-i punem noi 3 diamante din jos de el,
să vadă că-s de la noi. De ce? Pentru că mă simt mega darnic astăzi. Am făcut rost de pickaxe-ul ăsta jmecher rău de tot, cu efficiency 4, fortune 3, unbreaking 3, ceea ce mi se pare extraordinar. O să-l folosim numai în momente în care avem nevoie de el. Și ăsta zilnic, unbreaking 3 și efficiency 4. Ar mai fi mers un seal touch, dar acum să fim sinceri, oricum am fost mega norocos, deci nu mă pot plânge. Și că tot avem aici un crafting table, vreau să văd câte mere de aur pot face. Bam, avem 9 mere de aur, ce să vrei mai mult? Acestea fiind spus, oameni faini, n-o să ne lungim în fiecare marjă și sâmbătă. Ne revedem pe Low Life SMP și pe ecran aveți un videoclip care YouTube spune că o să vă placă. Vizionare plăcută!